frate, ăla se scufundă pe bune. Da, uite, intră din ce în ce mai mult în apă și ne bun la cap. Plajă și bataia nu ar trebui să existe în niciun caz în aceeași frază. Plaja pe care o întâlnești aici în Pattaya este pur și simplu jalnică și alăturarea acestor două cuvinte, din punctul meu de vedere, nu face deloc cinste cuvântului plajă. Dar, pentru cei care totuși vin aici și vor să se bucure oarecum de o plajă decentă și o plajă mișto, sunt câteva opțiuni. Una dintre aceste opțiuni, o să vi-o arăt astăzi. Este vorba de insula Koh Lan, care este undeva la vreo 45 de minute distanță de Pattaya. Pattaya este în spatele meu, acolo și acolo. Iar noi acum o să mergem cu acest ferry 45 de minute până la această insulă, care este foarte mișto. Am fost acum o săptămână acolo, nu am filmat, m-am dus pur și simplu să enjoy the moment și acum am zis să fac așa o scurtă prezentare a cele mai interesante chestii pe care am întâlnit-o aici în Pattaya. Exact cât costă cu speedboat-ul să vii până aici, dar să iei feribotul te costă 30 de bați. Asta este o plajă foarte mișto, arată foarte bine, nisipul este alb. Singura chestie că sunt foarte mulți oameni și eu acum o să caut un scooter, un mototaxi din ăsta, pe care să-l iau și să merg spre o altă plajă, ceva mai retrasă, pe care abia aștept să vă arăt. Hai că am găsit până la urmă scooter, plaja la care trebuie să mă duc. Este exact pe partea cealaltă a insulei, pentru că se pare că sunt două debarcadere din astea, două zone unde ăștia pun bărcile și eu acum am ajuns exact pe partea cealaltă, deci pentru a ajunge pe această plajă care se numește Nual Beach, trebuie să traversăm toată insula și asta o să fie interesant. Acum. Plajă pe care am văzut-o eu aici lângă, aproape de Pattaya. O să mergem undeva acolo. Apa este foarte curată astăzi din câte văd. Când am venit aici sâmbătă nu era chiar atât de curată și o să vedeți că este foarte, foarte, foarte puțină lume, ceea ce ne place. Să știți că nu sunt eu mare navigator, dar am o întrebare. Nu vi se pare că barca aia sau ce, iahtul se scufundă acum? Sau mi se pare mie? Frate, ăla se scufundă pe bune. Nu? Da, uite, intră din ce în ce mai mult în apă, intră bun la cap. Are plaja asta, mie îmi place foarte mult, are un vibe ăsta interesant, e puțin laid back așa, deci nu e foarte multă nebunie și asta e mișto. Nu știu acum dacă să mă duc cu un ski jet din ăsta sau nu, oricum chiar dacă mă duc nu o să pot să filmez. Mamă, deci cât simt lipsa unui GoPro acum,
cred că asta sunt următoarea investiție. Am luat gimbalul, trebuie neapărat un GoPro din ăsta, eventual 5 sau ceva de genul ăsta, cu stabilizare internă. Se cere, se simte nevoia. Frate, 100% e ceva în neregulă cu yachtul ăsta. Sau ce dracu e barca aia. Uite, asta e ok. Acolo tot este ok. Numai ăsta, așa, e în probleme, s-a întâmplat ceva acolo, dar nu pot să-mi dau seama ce. Voi știți, aveți idee, e careva pe aici care are cunoștințe sau experiență în domeniul ăsta, să mă lămurească și pe mine, rog frumos. Mi s-a făcut foame, cred că o să-mi comand ceva de mâncare, să vedem ce. Și uitați că am aici un prieten, da, liniște. S-a ascuns aici de soare, doamna mine a trezit, iartă-mă, n-am. Acum vine și mâncarea mea. Sper că asta este a mea. Da. Mamă, ce bine arată. Sunt mor de foame. Așa. Aștia sunt niște fried shrimps, evident cu papaya salad și cu rice. Evident, e ceva mai scumpă mâncarea aici pe plajă, este cât se poate de normal. Toate astea trei au costat împreună 400 de bați, adică undeva la vreo 50 de lei. Nu mi se pare mult, mergând pe ideea că, pana mea, nu știu, ești la plajă doar, nu? Hai mă, să mergem mai aproape de barca aia. Știi care e singura problemă? Aici apa nu este mică, aici apa se face mare foarte repede și nu pot să mă duc până mai încolo și să iau camera cu mine. Evident, dacă aveam un GoPro, mă duceam și notam până acolo, fără niciun fel de problemă, că e foarte aproape. Dar nu am cum să merg foarte mult. Uite, mamă, deci eu sunt și nebun la cap, frate. Dacă camera asta am vrut că o înțeleg. Așa, s-a dus mai devreme, s-a dus mai devreme un băiat acolo, în not, cred că era ownerul bărcii și a plecat foarte, foarte, foarte dezamăgit. Sper să prind taxiul ăsta. Sper că v-a plăcut plaja asta. Mie mi se pare foarte mișto, extraordinar de tare. Sunt convins că sunt plaje pe aici care sunt mult mai tari ca asta. Dar asta are un, are un farmec aparte. Să vă arăt o dată. Deci țineți minte, dacă veniți pe Coorlan Island, veniți neapărat aici. Este cel mai puțin turistică plajă. Dacă mergeți acolo unde vă lasă feriul, este ceva mai multă lume și nu e chiar atât de mișto. Mergem acum către ferryboat, partea proastă că nici nu poți să mă încalț și nisipul ăsta arde teribil. Cred că o să prind ferryboat-ul de ora 14.30. Este mult mai bine să fii cu taxiul ăsta, de exemplu, taxiul m-a costat 30 de bați, în condițiile în care scooterul, dintr-o parte a cealaltă, te costă 100 de bați. Deci rentează mult mai mult să iei, să iei taxiul, se mișcă foarte repede, ajungi și ești mult mai safe decât scooterul. Ați văzut cum merge la cu scooterul, ca un nebun. Asta este feriul cu care pleci din Sepataia spre Colan. Hello. Dau de aici. Yeah. Man, man. Yeah. You take camera. Ok. Oh, yeah. You. Yeah. Like this. Like this. Thank you. Perfect. Da. Asta este, puțin mai mare feriul ăsta. Și de data asta o să stăm, aici la parter, pentru că e mult mai mișto. Dacă nu aveam chestia asta cu vlogging, nu vedeți-mă că nu mă întorceam aici, 100%. Am fost într-o zi de sâmbătă, mi-am făcut nebunia, am văzut ceea ce trebuia să văd, nu mai veneam încă o dată. Dar am zis, frate, vin și eu să mă distrez, să văd exact cum stau lucrurile. Și a doua oară mă întorc stil pentru a face acest vlog.